Cutremur în România, în ziua de flori. Ce magnitudine a înregistrat seismul? În această dimineață, un cutremur s-a produs în țara noastră. Potrivit informațiilor transmise de Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pământului, seismul a avut loc la ora 06:43:04, ora locală a României, în zona seismică Vrancea, la adâncimea de 86,2 km. Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor orașe. 41 km vest de Focșani, 67 km nord de Buzău, 69 km est de Sfântul Gheorghe, 82 km est de Brașov, 93 km sud de Bacău, 95 km sud-vest de Bârlad. Din fericire, în urma seismului, nu au fost înregistrate victime sau pagube.